Hoppa. Oh my god, că nu mă mai opresc. Bună seara, dragi spectatori, și bine v-am găsit la un nou bike vlog, enduro vlog, nici nu știu cum îl cheamă, îl cheamă el cumva. Vedem când o să mă pun să-l editez. O să vorbesc la o frecvență destul de rară, pentru că trebuie să mai și respir. Suntem pe off-road cu noua bicicletă, primul enduro vlog cu noua bicicletă. Mamă, ce aici, bă, băieți. Băi, băieți. Hop. Ia vedeți aici ce ne așteaptă. Oh my god, de luță de mari. Ia, ia. Faza nasoală, mă rog, neapărat nasoală, dar e mai puțin plăcută, este că nu am apărători, dar avem echipamentul de off-road și nu prea ne interesează că nu avem apărători. Ne urcăm puțin pe aici, hai să vedem. E puțin cam tehnic și cam aici ne oprim, pentru că dacă ne ducem mai încolo o să dăm de șerpi. Și nu ne dorim momentan șerpi, ne dorim distracție. Tocmai ce am terminat de pus în grădină. Au! Ce-am luat groapa aia de acolo. Aici sunt niște câini care nu o să vreau să mă întâlnesc. Și acum o să mă întorc pe unde am venit. Din nou prin băltoace. Ușor, tată, ușor. Ușor. Oh my god. Ce s-a spălat bicicleta. Ce frumos am spălat-o. Ușor. Noi dăm cu viteză prin băltoace, pentru că avem mare șanse să o delim. Să o delim rău. Sigur că asta își face treaba de minune, sincer să fiu, cu voi. Își face treaba absolut genial. Bicicleta se comportă foarte, foarte bine, urcă foarte ușor, poate ar trebui să ridic un pic șaua mai sus, dar este ok. Lăsăm pedale. Și o zic să-i dăm puțin mai încolo, până nu se întunecă. Am uitat să-mi iau farul, pentru că am ieșit doar așa. O scurtă plimbare de seară. Îmi vorbesc foarte, foarte rar așa, dar din cauza faptului că trebuie să-și respir. Au. Ușor. Ușor am din nou pe pod. Ia vedeți, o săritură mică. Să stingi down drept. Mamă! Avem un drum pe partea alaltă. Să mergem imediat și pe acolo. Aici ne oprim. Văd că băieții noștri au dat cu discul și au făcut treaba de minune. Și pe partea asta văd că au arat. Așa că o să ne întoarcem, pentru că nu putem continua. Și o să ne întoarcem tot pe pod, însă o să cotim la stânga. Adică pe aici undeva. Uite pe aici. Uite ce frumos, am cotit.
Anțul meu s-a întâmplat ceva ciudat cu el. Nu știu ce. Sperăm că nu e ceva grav. Bun, continuăm. Ia auziți. Ce se aude? Aoleu! Tot așa că m-am speriat că am crezut că am făcut pană. Dar doar m-am înșelat. Și mi-e mai bine așa. Iar dacă mergem pe aici, o să vedeți că o să ajungem despre... Ceva se aude pe acolo. Și... aia vrea să aflu ție. Și acolo se dă o continuare. Vreau să mă mai întreb ce poate fi pe acolo. Aici ars tot. Și am vedeți unde am ajuns. Stați așa puțin. Că imediat ajungem. Ia uitați unde am ajuns. La Criș. Crișul alb. Ce este râul Crișul alb, dacă mă întrebați? Nu prea am cum să-i dau pe aici. Pentru că o să ajung în apă. Și... din apă nu prea am cum să ies. Aia este marea problemă. Trebuie să-i dau drept, să ajung pe malul ălalt, dar mie ca e cam mare pe aici apa. Așa că momentan nu ne riscăm. Așa că ne întoarcem. S-aș putea să-i dau pe malul ăsta stâng, dar e ud pământul. Hai să nu, mai bine. Mai bine nu astăzi, pentru că se cam înserează. Și suntem și singuri. Adică sunt singur. Limba română. Mă cam bate astăzi. Dăm puțină viteză. Speranța că urcăm. Și... ne-am oprit aici. Dar am făcut un progres destul de bun. Am zis că sar. Hai sus. Așa. Cam atât ar fi și cu acest episod. Imediat o să mi se gata bateria la GoPro. Așa că o să trebuiască să mă grăbesc. Bun, hai să-i dăm către casă. Cam atât ar fi acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați să apăsați un like. A fost Emi. Ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa!